l-ați găsit, sufletul pereche? Cu siguranță. De ce ați avut o ezitare înainte de a răspunde? Pentru că am reamintit toate... Ne-am reamintit toate secvențele frumoase. Da, cum spuneți dumneavoastră, însă jumătatea dumneavoastră crede același lucru? Eu așa cred. Credeți că veți avea o relație? Jumătatea dumneavoastră crede același lucru? Eu așa cred. Credeți că dumneavoastră vă doriți, dar ea? Își dorește. Sunteți sigur? Absolut. Niciodată nu trebuie să fiți sigur de ceva ce nu aveți cum să dovediți. Sunteți foarte caragioasă. Nu cred, însă cred că vreți un microfon în gură. Vreți? Și dumneavoastră un pumn în cap. Vă rog frumos, atenție la vocabul. V-am spus dacă vreți un microfon la gură. Nu, a zis în gură. Am zis la gură, îmi pare foarte rău. Deci vă rog frumos, aveți un vocabular decent, să nu ridicați tonul. Pentru că ei sunt reporterul și... Iar dumneavoastră sunteți doar 11 și 5. Nu mă interesează cât ești o ora. Da, spuneți. Mă interesează cât părtați dumneavoastră la picior. 41. Asta e numărul meu. 41? Da. La picior? Părți la 2. Cum acasă când ajungem, vă veți descălța la ușă. Ce mare aveți asta? Sunt de acord. Dacă plouă... Cum dacă plouă afară? Vreți să vă udați? Dacă se poate, de ce nu? Păi vreți să plouă sau nu? Nu. A, deci nu vreți să vă udați? Nu. Am înțeles, deci o să intrați încălțați și nu să vă descălțați. Doar dacă nu umezesc. Păi dacă nu plouă, nu aveți cum. Am un